Mai multe străzi din municipiu nu vor avea apă. Anunțul a fost făcut de conducerea societății Nova Paserv, pentru că se execută lucrări de anulare a conductei din zona căii naționale numărul 44. Conducerea operatorului de apă din Botoșani a decis întreruperea furnizării apei pentru vineri 19 august, între orele 8 și 15. Afectați de oprirea apei vor fi utilizatorii din municipiul Botoșani de pe calea națională numărul 46, 48, 50, 52 și de pe strada Ștefan Lucian. Totodată, conducerea societății Nova Paserv îi roagă pe clienții societății să-și constituie rezervele de apă necesare.